Distractiv? Noi suntem construitori de iglu. Constructori de igluri. Și mie mi-a înghețat fundul. Ai putea să zidici fundul din zăpadă? Nu. Că ești, n-ar mai sta mai bine. Ești tare obosită, biata de cine. Victor, unde mergi? Afară. Așa cum tușești tu din când în când, crezi că te lasă afară? Da. Să văd ce ai sub geacă. Exact asta e problema. Că tu consideri că te poți duce afară într-un tricou pe sub geaca aia. Du-te și ia-ți o bluză groasă, așa cum ți-s pantalonii. Că nu te pot opri să mergi la prima zăpadă afară, dar măcar trebuie să mergi îmbrăcat. De-aia tu și ești, pentru că ești tot timpul îmbrăcat necorespunzător. Ce ai aici pe dulapuri? Înveți limba engleză? Da. Da. Și aici a făcut grevla asta cine? Cine te-a pictat? Cine te-a desenat? Cineva. Asta vară, așa-i? Tu, Gonga, câți chiriași ai aici în camera asta ta? Doi. La unde meream o așa grăbită? La zăpadă, repede, până nu se topește. Nu se topește, că-i frig afară. Doamne, Dumnezeule, ce aveți aici? Păi am fost în depozit și pe tăle am adus haine. Mami, să-mi iau cirmele alea de gumă. Iarna! Iarna pe uliță! Suntem niște artiști și aici pe terasa din spate avem lucrări foarte, foarte impresionante. Uite ce am mai găsit în depozit. O față, wow, tristă. De când erai tu la liceu de artă? Da. Și niște mâini ca să pun mâna pe tot. Da. Uite ce drăguț. Mai sus ridică. Asta cine-i? Asta știi cine-i? Un balie. Un baliuță. Ședeam eu poțeavă că ședeai eram la peștera, da, urșilor din Oradea. Un pic cam un flățel te-am făcut așa, da? Ai știut tu ce urmează. Am citit viitorul. E făcută în pastel, în cretă din aia, știi? Să văd dacă mai vis bun e sănile acum. E lungă. Dacă vrea să se fie din aia. Da, mănuș, nu ți-ai luat? Nu, am uitat. Ce-i, Mara? Ce-i tu? Bucurie! Ce-i tu, bucurie? Gruia! Sofia, mănuși, ai? Da, da. Dar nu-ți trebuie, așa ai? Da. Ia să văd cum vă dați cu Sania. Hai aici! Da.
La cât de bine scârție zăpada asta, a? Asta e zăpadă de făcut iglu. De care treaba? Distractiv? Uh-huh. Hai să vedem dacă poate și sora ta. Eu am ghețat mâinile. Ce ai făcut, Ninja Laura? Unde ți-s mănușile? În casă. Maxim anul ăsta te țin pantalonii, așa că trage pe ei puiule cât poți de tare. După ea, Victor. Hai să vedem unde mere. Da, te-ai țipat în zăpadă. Știi să faci îngeraș. Construitori de iglu. Constructori de igluri. Cât de mare faci iglu? Cam atât. Ce faci? Mi-e un pic cald. Pune căciula în cap. Pune căciula în cap. Cum adică? Ți-e cald și tu tușești. O doamnă foarte drăguță ne-a trimis anul trecut niște căciuli de lână și uite că le-a scos la plimbare și anul ăsta. O sabie cu două tăișuri este felul cum ne creștem noi copiii, să fie curajoși, să fie harnici, să fie muncitori. Dar la partea de curaj, ei au și o parte de irresponsabilitate, pentru că l-ați văzut pe Victor ce liniștit își dă el căciula jos, că e cald. Și
Într-adevăr, poate fi o provocare atunci când îți crești copiii să fie mai libertini, ar putea zice unii. Însă eu cred că viața întreagă trebuie să fie despre libertate și educația copiilor noștri e importantă, dar și autonomia lor e importantă. Așa că îi îndrumăm cât putem, pe unde putem. Și chiar dacă mai răcesc câte un tic iarna, nu-i un dezastru. Pe noi ne deranjează că îi auzim tușind nopțile. Mămica lor trebuie să mai stea pe lângă ei, să-i mai aline. Mai au temperatură câte un pic și așa. Dar eu cred că îi cel mai bun mod ca acești copii să-și facă imunitate. Și nu vă spunem să faceți și voi la fel, dar ăsta e stilul pe care noi îl alegem și avem copii sănătoși, ne bucurăm de ei și lăsăm să se simtă bine, să se joace, să se bucure de iarnă. Dar ce faci, doamnă? Fac foc. Păi de ce? Ai zis că vrei să lucrezi aici și vreau să te ții de cuvânt. Că dacă nu ți se pregătește tot, așa ca pe tavă, te faci că uiți. Așa faci tu. Nu, e adevărat. M-aș juca și eu în zăpadă, ca și copiii ăștia. Dar nu mă las, când dai într-una de lucru. Da, pe amu, ce...